Învățătură a Sfântului Anastasie despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Iubitorul de oameni Dumnezeu și dreptul judecător de multe ori ne dă pe noi potrivnicilor, nu spre pierzare, ci spre învățătură, precum a zis către Israel prin Ieremia. Îndrăznește poporul meu că nu va pieri pomenirea lui Israel, că ați fost dați neamurilor nu spre pierzare, ci pentru că ați mâniat pe Dumnezeu, v-a dat pe voi potrivnicilor, că ați mâniat pe cel ce poate a vă certa pe voi și vă poate da pedeapsa cea mai de pe urmă. Deci, ni se cade nouă a ști că pentru fără de legile noastre suntem dați în mâinile vrăjmașilor noștri după dreapta judecată a lui Dumnezeu, precum a zis Isaia. Cine a dat spre jefuire pe Israel? Oare nu Dumnezeu, căruia i-ați greșit nevrând să umblați în căile lui și ați adus asupra lui Israel mânia iuțimii sale și a întărit asupra voastră mânia și războiul, că nimic fără de dreptate nu vine asupra voastră. Adevărat, greu ne este nouă păcătoșilor, dar numai dreapta judecată a lui Dumnezeu aduce toate acestea asupra noastră, că păcatele noastre ne mijlocesc nouă relele acestea, de vreme ce suntem liberi spre câștigarea mântuirii sau a pierzării noastre, precum este scris că Dumnezeu a pus dintr-un început înaintea omului spre alegere viața și moartea. Iar martori la acestea sunt Adam și Eva, care cu înșelăciunea vrăjmașului s-au răpit și asemenea cu Dumnezeu au vrut să fie și porunca lui au călcat și apoi, din rai izgonindu-se, au moștenit moartea. Drept aceea și în lege zice, orice ar face omul, îi se va răsplăti lui, că de va greși cineva cu orice. Întru aceea și pedepsit va fi de nu se va pocăi, iar de se întoarce și se va pocăi cu adevărat, își va mântui sufletul său. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.